Am înțeles. Avem tovarăși secretar, avem și stegulețe și flori. Am adus și niște vaci frumoase. Păi știți cum e, mai bine să fie să nu trebuiască decât să lipsească. Păi noi dacă am putut, le-am adus. Porumbei nu. Porumbei de ăștia care zboară prin pomi avem, dar din aia adresați nu. Am înțeles, asta să facem noi cumva și... A, veniți în inspecție azi? Păi până la așa se rezolvăm. Să trăiți. E pe teren, tovarășul primar. Sigur, îi transmit. Să trăiți, să trăiți. Mihaiță, ai grijă la telefon. Ziceți. O să lească și niște porumbei. Porumbei, vă mulțumesc. Azi. Vine tovarășul Sandu de la județul inspector după amiază. Aoleu. Da, până la două trebuie să găsim. Cam câți așa? Păi, nu știu, vezi și mă ta că-ți găsești. Tovarășul primar pe unde? Era la dânsul ultima dată. Ia, atenția la mine! Eu o să lipsesc jumătate de oră, dar sunt cu ochii pe voi. Când mă întorc să fie treaba gata, da? S-a înțeles? Tu, vii cu mine, hai! Auzi? N-a florit că pune. Tata e! Ia ieși un pic! Ce e, mă? Să trăiți, ziceți. Da, Florica, trebuie să facem roze niște porumbei până la două. Păi nu mâine trecea coroana? Mâine, da, azi inspecția generală. N-am eu porumbei. Dar parcă aveai mă ta acum una. Avea cumnată mi-l de-aia, că am mâncat. Și unde stă cumnatul? Tocmai la Vizirești. Stai așa puțin. Când dați drumul la lanț? De mâine. De seară, nu? Păi dacă ne dă tovașul miliția motorină... Eu te-am așteptat așa seara să trebuie să ți-o dau. Dar n-ai venit. Ce să fac cu ăștia? Hai, mă! Hai, nea, Victorie, că până termin mata vine coloana. Noroc! Vezi? S-a stupat bine alea acolo. Hai, dați-i bătaia că avem inspecție azi. Treci nădincă. Strânge balega aia, că s-a măturat! Noroc! Cu albasul la băț! Cu albasul la băț, băi! Noi gata, am terminat? Nu mai avem nimic de făcut? De ce n-ai steag în poartă? Să-l desfaceți tot ăsta! Ce-ți doresc eu ție, drag? Dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor. Brațele voioase, arma de tărie la... Trecutuț. La trecutuț. Mare. Mare viitor. Bine, bravo, Vastica. Du-te. Doar și primar. Ce e? Nu-i, ce vă spuneți așa? Măi, Gheorghe, să am așa niște emoții cu vizita. Stați fără grijă că o să iasă totul bine. Ai sunat la Puchini? Am vorbit, da. Le-a zis și lor că probabil coloana nu oprește prin sate, dar ca să fie pregătiți că nu se știe. A sunat de la județeană. O să fie inspecția azi după amiază pe tot traseul coloanei. E ca o repetiție generală pentru mâine, nu vă mai speriați zău așa, că mă speria și pe mine. Le-ați luat medicamentele? Păi când să iau, că păi, tot... ia să le luați. Aoleu, Gheorghiță, să mă văd eu mâine pe vremea asta. Stați liniștit că o să fie totul bine, o să vedeți. Am înțeles. Am înțeles.
Păi noi sigur am pus tricolore, că de astea am avut. Aha. Am înțeles. Să trăiți. Vorbiți și la Bulbucata. E clar, trebuie și steagul roșii de partid. Rugați să ne trimită și nouă repede. A, și că la Dâncatele i-a întrebat că de ce nu e nimic ca prin pun. Păi atunci, hai să punem și noi ceva prin copaci, să nu ne le prindă cu ei goi. Să punem toate așa, primar, mai rău ne facem de râs. Las că facem un stand cu fructe, cu legume, că la ziua recolte mai bine. Auziți, canalele facem cu foi de viță sau varză? Băi, și cu viță și cu varză mă tot întreb pe mine. Nu, adică la Brănești, le-ai zis că de ce n-au lozinci. La Bulbucata n-aveau și n-ați nimic. Păi, ăștia acum zic una, după aia zic altceva. Da. Și zice că nu s-a oprit deloc de când a început inspecția, nici să mănânce, nici să bea. Te pomenești că vine flămână la noi. Păi și foarte bine. Ne dăm noi un vin de-al nostru să vreți cum intreci oboseala. Dar oare rămâne la noi la masă? Eu zic că rămâne, că suntem ultimul sat după traseu noi. Deocamdată nu avem porumbei, dar am găsit niște găinoși de astea americane. Nu sunt bune, că nu zboară astea. Punele sub lată, iar ridică-le în spate de acolo. Așa. Amâna, Victor, că ne prinde cu bine neaua în mână. Mai bine lăsa-i cum era. Bine, mașina, bine! Hai, toată lumea, sus, sus, bagatele! Hai, pleacă cu roba de aici! Hai cu băcuța, hai cu băcuța, mai repede! Hai cu vaca! Hai sus și voi! Sus! Hai mai repede cu băcuța! Cine a venit la vaca ta? Ciune! Mare bun! Acum l-a găsit și pe ăla. Bine, ține tu singur! Hai cu toții! Strigăm! Ura! 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 Hai repede cu pila și sarea! Hai pionieri! Hai cu grafic! Bine ați venit în comuna noastră! Cu vacile astea ce? Ce le-a scos așa în drum? Tot așa la Bulbucata am înțeles că au scos animalele în drum și a fost bine. Au scos oi, nu vaci. Delegația cuprinde și oaspeți din India. Deci fără vaci. Am înțeles. Acum le vom. Să ducem și noi, oi. Nu, eu nu prea vin doar și primar, să rământ. Trimitem după ele. Negogu, ziceți. Niște oi. Cu voi ce e, mă? Am zis că dacă cumva oprește coloana, să zică și eu poezie. Nu oprește. Dacă oprește? Păi și altul mai clăpăug n-ați găsit? E nepotul doar și primar. Știi că e nepotul meu. Eu... Lasică, hai, fug acasă imediat. Trimite pe sora ta la mine. Bâlciul ăla de la intrarea din comună ce? Care bâlci? Păi, mâine e ziua comunei și, prin tradiție, în fiecare an, noi organizăm un bâlci. Să-l luați de acolo? Sigur, trimite să ia bâlciu. Am făcut rost de niște porumbei. Se aruncăm în aer când trece coloana. Nu-s bun ăștia, trebuie albi. Trebuie albi. Deci puteți aduce oi? Măi, oi. Facem tot posibil. Ce miroase așa? De la combinatul chimic din oraș, nu mai bate vântul. Am venit nevoie de stand cu realizările comunei, dacă doriți să-l vedeți. Dacă din trei zile eu două îl țin închis, la ce mai venit? Ăsta e ordinul. Dar cu ce încurcă caruselul? Dacă dânsul a hotărât așa, ce mai comentăm? Păi hai să vorbim cu el, că poate înțelege. Auzi... Lasă, nu te băga, dar o să dureze. Băi! Strângem!
Și vă mai spun una mai bună. Eram în 79 tot așa într-o vizită în Republica Populară Chineză. Și în India. Și ne-a servit la masă carne de șarpe. Și ați mâncat? Pe mâncat ce era să facem? Mâncat toată lumea ca să nu-i jignim. Mai mult m-am prefăcut. Servit? Păstrăv. Aveți păstrăv aici? Am făcut păstrăvări în comună. Știați că păstrăvul e cel mai ușor pește? Serios? Păi carne de pește se știe că e cea mai sănătoasă. Și ce că are mult fier. Uite aici, punctele astea roșii. Care? Aici. N-am ochelari la mine. E, astea zice că-s depozite de fier. Extraordinar. Eu ei nici nu am știut chestia asta. Mihaiță, dai tu fugă la păstrăvărie și spui să pregătească o cecină. Nu. Se poate, dai plăcerea noastră. Să vă mai pun un pahar. Bine, hai unul, dar acum ciocnim toată lumea. Ciocnim, ciocnim. Gata. Hai, noroc. Să iasă bine vizile de lucru de mâine. O toaletă unde aveți aici? Încolo. S-a rezolvat și cu caprele. A sunat de la Cogeasca și spune că... Oile, mă. Oile, da. A sunat de la Cogeasca și a zis că sunt pe drum spre noi. Bravo. Ați văzut? La unul se lăsă-l făcut. Nu zic eu, Ghiță, nu zic până nu vedem mâine că te cu coloana. Tovarășul nostru primar e mai prăpostios. Dar ce te trebuie, tovarășul Sandu? Zicea lumea că mai sever, că... Na, așa e dânsul. Când e petrecere, e petrecere. Când e muncă, e muncă. Iubește mult muzica dânsul, petrecerile, lăutarii, muzica populară. Și dânsul la origine tot de la țară e. Păi, Gheorghiță, când nu găsim niște lăutari? Da, Gogu? Ziceți! La Florica! Hei! La Florica! Hai, lăsați toți și hai cu mine! Hai că vă așteaptă tovarăș primar să-i cântați la masă! Te-au ziceam, Balu? Eu! Hai mai repede! Foaie verde a pomului, prin pădurea bradului, prin pădurea bradului, trece mama radului, acum miradule măi. Cu oi nechi lacrimând și de radul întrebând, acum miradule măi. L-ați văzut? L-am văzut la crâșma stanii, unde vreau drumeții. Mai vă pun? Nu, gata, lasă-mă, că dacă n-aveam treabă mâine, da, așa am, gata, trebuie să luăm de lume. Un păhăruz numai. Bine, hai, dar toată lumea. Nu, eu, gata. Doar și primar a zis toată lumea, gata. Hai, sănătate, noi. Sănătate. Auzi, ia vină, măcea. Pe aia cu Tudorițo, o știi? Aia cu Tudorițo, nene! Asta, da. Dar vino încoace, unde te stai aici, stai mai bine, stai așa. Cine te-a făcut pe tine, Tudorițo, nene? Așa înaltă și subțire, Tudorițo, nene. Potrivită pentru mine, Tudorițo, nene. Potrivită pentru mine. Alo, da. Să trăiți. E pe unul nostru. Da, Sandu la telefon. Am înțeles. Dacă intervine ceva, mă țineți la curent. Să trăiți. S-a anulat vizita la noi. Să duc în județul Constanța. Bă, fotu-i gura, măzi! Are stomalu și primul ăla, cum vă pare rău? Dar cum, băi, după cine am pregătit atâta? Iertați-mă, și în cazul ăsta, cu lanțurile, ce facem? Ne dăm în ele! Hai! Eu nu mă urc în tine, bom! Doar și prima nu mai comentăm atâta, a zis cu toții! Hai, gata! Hai, ia de acolo! Hai! Ia haina! Fata! Hai! Hai, domnule, toată lumea numai! Ce așteptăm? Hai! Hai! Dar și primarul marcare, că am suferit cu inima să știu. Domne, pace! Luminița, uite-și vină o pace, ne tragem împreună! Doar și primarul mai comentăm atât, a zis toată lumea! Hai, în marcarea!
mare. Tovarășul primar de la rațe! Florică! Oprește frâna, Florică! Unde ești, la Florică? Aici sunt! Zis o brașă că dăm primire! Primar! Cui să zic? Cum se oprește ăsta, la Florică? De la putor! Și cine-l oprește? Ce caut sus, la Florică? Păi ne-a zis toată lumea! Aola, leșinat tovarășul primar! Opriți roata! Gata! Stai! Oprește roata, bucule! Oprește roata, la Florică! Nu-ți opresc! Păi faci ceva, că moare tovarășul primar aici! N-am ce-i faci acum! Păi și cât se mai murte așa? Cât ține gazul! Păi și cât? Azi dimineață i-am pus! Opriți, doamne, roata asta odată, gata! Dați-ne știi că rezolvăm! Hai mai repede că moare tovarășul primar! Ia-te-l, hori, tovarășul primar! Mi-aite, dă-i două palme, dă-i două palme! Nu-l ajung! Să nu-și închidă limba! Smogule, strigă la careva să mă oprească! Ajutor! Bă-ne! Mai nu așa! Organizat, hai cu toții, strigăm! Hai! Liniște! Ce se aude? La noi sună? S-a trezit, tovarășul primar! Ia uite, bă, la ăștia! Pe noi mă noaptea cu oile și nu mai poate de veselie. Da, asta? Da, asta e bună. Ștergi fotograful ăla din mijloc, îl mai înalți un pic pe tovarășul și e perfect. Mai înalt? Da, din unghiul ăsta zici că e la fel de înalt ca negru. Termină, măi, cu... Ți-am spus, un pic mai înalt. Dar nu acum, hai, facem o pauză de o țigară, hai la aer. De care sunt? Timișoara, de la mine, de la tutungerie. Atunci, dă-mi la. Când o văd cum vine, mă ia cu furnicături pe șira spinării. Băi, n-ai, Emile, iar începu astea? Când mă gândesc la bietul taică-meu, ani de zile a stat cu valiza pregătită, a așteptat să vină Volga să-l ia. Și când a crezut că nu mai vine... Da, atunci a venit. Da. Sincer, acum, ce rezolvi cu toată frica asta în tine așa? Parcă văd că și tu ai valiza aia pregătită sub pat. Să-mi fac și eu? Râzi, tu râzi. Dar ești prea nou aici ca să știi cum merg treburile. Hai că avem treabă. Astea două sunt identice. Așa.
Numai că n-ați, am scos fotograful ăsta de la România Liberă. Am considerat că fotografic e mai bine așa, acum dacă și politic corespunde... Ce-ai scos? Colegul de la România Liberă. Da, foarte bine, dar se... nu se cunoaște nimic. Doar că tovarășul secretar general mi se pare prea... trebuie mai înalțat. Ce zici, tovarășul Costache? Păi... cam ar trebui, da. Da, tu ar și redactor șef, am arătat prima variantă și a spus că... Tovarășe laborant, matam aveți pe mine meserie? Îmi cer... Nu uita că drumul de la Iași și întors. Ai auzit ce a spus, secretar, deci nu mai comentești și execuți. Îmi cer eu scuze față de colegul. E mai tânăr, nu cunoaște toate alea. O să o retușăm imediat. Ne era frică însă să nu stricăm proporțiile, știți? Dacă înălțăm prea mult. Să nu pară exagerat față de televizor. Nu treaba dumitare să te gândești dacă arată sau nu arată ca la televizor. Acolo sunt tovarăși. Tovarăși, ce atâtea discuții? Aveți normative clare. Le respectăm fără întrebări. Da, dar normative scrie că... Treci în laborator și retușează în 15 minute. Vedeți că mâine avem o zi foarte grea. Vine tovarășul Discan, je sper. Giscard d'Estaing. Exact. Dacă și mâine, în loc să tragem tare, să scoatem ediția la timp, purtăm discuții contradictorii? Stați liniștit, domnule secretar. Am stabilit totul la ședința de sumar în cele mai mici detalii. Editorialul este deja în pagină, la fel 2 și 3 sunt deja pregătite. Doar fotografia de la pagina 1 o să întârzie puțin ediția, maximum o oră. Aveți grijă. Mergeți la aeroport, faceți poza, o retușați și pac, în pagină. Este absolut necesar ca ziarul să plece în ediție completă pentru oamenii muncii din uzine. Suntem conștienți, domnule secretar, și o să facem totul ce ține de noi. Dacă aveți nevoie să oprim trenurile în gară o jumătate de oră în plus, anunțați și... Nu o să fie nevoie, vă promit eu. Tovarăși. Ia vezi dacă au venit aia de la Otopeni, că coloana oficială tocmai a trecut pe aici. Ar trebui să fie ajuns! Vrei să mă faci în belele? Ai promis că nu mai comentezi. Hai. Fugi cu astea sus și vezi, de data asta încearcă fără comentarii. Toarăș, eu vă propun pe asta. Este și clar, îndeplinește și toate normativele. Da. Mai că și asta la altă, uite, e destul de bună. Da, este. Deci, oricare decideți. Dar ca să băgăm vizita oficială în ediția pentru provincie, trebuie să dăm drumul la rotativă acolo și jumate. Deci, oricum trebuie să așteptăm vizita de la comitetul de partid. Așa. Partidul. Chiar acum vine. Se poate, se poate. Intră, domnule, o tată. Hai. Mă gândeam să nu stric... Nu strici nimic. Ia toate fotografiile la vizită și copiile contact și hai sus. Dar ce s-a mai întâmplat iar? O să zică ei. Hai. Și ai grijă, nu mai trimite pe la micul sus, care e ura cam mare. Și am zis, mă, băiete, să nu mă bagi în belele tocmai acum, înainte de pensionare. Pe data vezi că Tov Costache l-a cam luat în vizor. Aoleu. Să trăiți. E vreo problemă? Poate vă pot ajuta. Problema, Gheorghiule, e că toate fotografiile sunt așa. Să știți că
Am înălțat la tovarășul președinte. Iuliule, problema e alta. După cum observi, toașul președinte are capul gol, iar toașul Giscard d'Estaing are pălăria pe cap. E descoperit. Toașul președinte e descoperit, nu are capul gol. Mă iertați, asta voiam să spun. Și e domnul Giscard d'Estaing, nu toașul. Mă iertați, în grabă am... Da. Ei, așa cum bine a observat adinaltă o secretar de partid, se poate interpreta că toașul Ceaușescu scoate căciula în fața lui toașul Giscard d'Estaing. Lui domnul Giscard d'Estaing, vreau să spun. În fața ce reprezintă domnul Vespargespen? Giscard d'Estaing. Exact. A societății capitaliste, adică. Păi de ce nu alegem altă fotografie și... Păi toate sunt așa. Gheorghiță, aici vorbesc numai eu. Da, are dreptate. A fost o eroare de protocol. De fapt, nu s-a respectat. În fine... Trebuie să reglăm situația cu datele pe care le avem. Și încă foarte repede, pentru că eu nu știu dacă mai prindem Baia Mare și Suceava. Tovarășe secretar de redacție, scânteia în ediție completă trebuie să ajungă în mâinile tuturor muncitorilor dimineață când intră în schimb unul. Asta subliniam și eu, toașul secretar. Deci? Trebuie să-i punem o căciulă în cap. Gheorghiță! O să aibă și domnul Giscard d'Estaing pălăria tot în mână. Toașul secretar, cum credeți că ideologic e mai potrivit? Mă duc în ideologie acum! Faceți dracu ceva să iasă mai repede. Mai repede mergem să-i punem, să așezăm căciula pe cap la tovarășul președinte. Așa facem. Eu mă duc personal să vorbesc, să aștepte trenurile în gara, dar vreau ca într-o jumătate de oră să puneți fotografia în pagină. Dați-i drum. Să trăiți. Să trăiți, toarși, comandant suprem. Băiete, mă, nu te mai prosti, că nu avem timp de așa ceva. Da. Ne grăbim, ne grăbim. Păi da. Încă nu este gata, mai durează puțin. Spuneți-i, da. Să trăiți. Ce-a zis? Coboară șeful aici. Hola. Intrați! E gata? Stai acolo, Negărghiu. I-a căzut tensiunea. E gata? Prima probă e să usuc acum. Probleme puțin. Pare în regulă. Stați puțin, e prima probă. Mai sunt retușuri de făcut. E gata imediat. Mai avem timp. Are căciula pe cap? Gata! Oprim? Da, acum! Șoferul nu se mai încarcă nimic! Pe răspunderea dumneavoastră! Da, pe răspunderea mea, opriți! Oprește, domne, pe răspunderea domnului secretar, gata! Au lăsat-o și pe aia din mână. Ai apucat să trimiți la partid?
primim exemplare care au ieșit. Dar am oprit rotativa. Ce face, un taxi? Nu, 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 merg pe jos până am plățile între popoare. Mata, ce faci? Eu iau un taxi. M-a terminat ziua de azi. Ce s-a întâmplat? Trăiți. Până dimineața. S-a întâmplat ceva? Nu mai pune întrebări, domnule, și aruncă toate zilele. Hai, repede. Ia ajutați-mă și voi. Hai. Hai, mai repede. Gata, azi este toate. Am mai rămas un ziar? Hai, sus. Stimați tovarăși, dați-mi voie să ofer cuvântul tovarășului Decebal Stoienescu. Tovarăși, ați muncit cu sârg, ați urmat îndeaproape directivele partidului, ați atins și depășit planul deja la cei mai mulți indicatori, după cum s-a văzut din luările de cuvânt anterioare. Dați-mi voie însă, tovarăși, să-mi exprim dezamăgirea față de o situație care nu ne face cinste. În lupta pe care partidul o duce pentru eradicarea analfabetismului, tocmai județul nostru, a dumneavoastră, cel care a dat minți luminate ca Ciupercescu, Vlădeanu, Boieriu, Mințoc, este pe ultimul loc. Adică vreau să spun că este pe primul loc în ceea ce privește analfabeții de la sate și comune. Tovarăși, comunismul nu se face în birouri. El se face pe teren și este datoria fiecăruia dintre noi să luptăm pentru eradicarea analfabetismului. Stimați tovarăși, stimate tovarășe secretar Decebal Stoienescu, îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră și în fața întregului colectiv că vom face totul pentru eradicarea analfabetismului în satele și comunele din județul nostru până la sfârșitul anului. Tovarăși, este de datoria tinerilor activiști să se implice activ în munca de educare a maselor din satele și comunele rămase în urmă
Și sunt convins că vor pleca cu toții pe teren pentru înfăptuirea acestui măreț țel. Mai departe e desfundat drumul. De la ploile astea nu se poate ajunge decât pe jos, să știți. Dar cât mai e? Vedeți stâmpul ăla de înaltă tensiune? Mergeți până la el, de acolo se face un drum, treceți dealul și la capătul drumului e sat. Vreo 7 km și ceva. Da? Bine, mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua, băiat! Hai să-mi dai și mie ceva să leg asta. S-a rupt. Și te sfoară ceva? Ha? Departe mai stați. A, sârmă! Bună! Își dai apă ceva? S-a rupt. Ce porcărie! Mulțumesc. Ce asta, zer? Apă n-aveți, nu? N-aveți. Tovarășe, e periculos cum faci, să știi. Spre adâncata încolo? Aha. Bade, ata ești mut? Mă dore gâtul. Ah, i-a tras curentul. E ce l-a îngețat. O dus ieri, neputu. Bine, mulțumesc. Dragi curile, ce se întâmplă? La noi aici cea mai mare problemă e lipsa de electricitate. Așa? Că ba e, ba nu e. Noi aici în comună n-avem... Să trăiești, Neradule, să trăiești. N-avem dispensar, n-avem școală. Și dacă se nimeniște să vină vreo ploaie, apă, trebuie să treacă o săptămână până să putem ieși. Noroc, noroc. Că ați văzut și dumneavoastră cum sunt drumurile. Da, da. Frumoase, voi. Frumoase. Uite, anul trecut am avut un caz, o gravidă. Am trimis-o tovarășul la dispensar cu căruța. A născut pe câmp. N-a mai ajuns. Sigur că da. Eu vă înțeleg foarte bine, tovarășul primar. Dar dacă vrei să înveți carte, să știți că nu vă trebuie neapărat curent electric. Păi ce, părinții noștri n-au învățat tot la lampă? Sigur, sigur aveți dreptate. Uite,
Vă promit că, hai să zicem, până la sfârșitul anului, ne adunăm toate forțele și facem tot ce se poate ca să convingem părinții să-și trimită copiii la școală mai des. Care cu căruța, care cu calul, nu, nu, nu. Cu ce om avea. Nu, deci, tovarășe primar, nu numai copiii, tovarășe primar, toți cetățenii trebuie să se bucure de binefacerile învățăturii. Așa e. V-am pregătit aici o cameră. Nu e ea cine știe ce, dar rămâneți aici peste noapte. Orășu primar, eu o să rămân cât o să fie nevoie, nu numai peste noapte. Vreau să văd primele rezultate concrete cu ochii mei. Asta e, trebuie să facem sacrificii. Ei, și până o să vă trimite de la centru un cadru tânăr care să se ocupe susținut, am să-mi asum chiar eu această sarcină. Toți sucurile v-am spus că noi aici nu avem nici școală, nici... Unde să adunăm noi atâți oameni ca să... Noi aici e foarte bine. Uite cât spațiu. Ce trebuie mie atâta spațiu? Un pat oriunde mie mi-ajunge. Ah, e perfect. E perfect. Și o să punem patul ăla aici. Cred că o să facem treabă bună împreună. Să anunțați mâine sat toți neștiutorii de carte să fie prezenți aici, da? E sarcină de partid. Că trăiți, am înțeles. Îi dăm drum, gata. Oameni buni! Vorba, iar tovarășul primar, toți care se știu neștiutori de carte, să fie genul la primărie pentru lecții tovarășul activist. Ziua bună, Nea Ivane! Bună ziua! Nea Ivane, vorbă de la tovarășul primar. Ne-o duce să-l trimis pe nepotul la primărie jos în sat. Dar pentru ce? Ca să învețe carte. A venit ordin de la județ. Bine, mă. Bună ziua, copii! Tovarășul primar, ăștia-s toți? Toți care au venit. Tovarășul primar, noi avem raportat la centru după ultimul recensământ cam 10% neștiutori de carte în comuna Adâncată. Unde-s restul? Păi, cum să vă spun, care au mai plecat în sat, care au mai decedat, alții sunt la muncă cu animalele. Păi, da, bine, dar chiar niciun adult, adică... Doar și o curere, mai e un aspect. La oameni le e rușine să vină așa la oaltă cu copiii. Înțelegeți? E bine, bine, dar să nu știe carte, nu le e rușine? Uite cum facem, o să începem acum cu copiii. Dar în două ore să văd clasa asta plină cu adulți. Indiferent de etate, s-a înțeles? Da, tovarășul, să vedem ce-o putea face. Dragi copii! Tovarășul primar, am venit și cu hârtia asta ca să venim. Lasă-mă că nu am timp acum, nu am timp acum. Vino peste două ceasuri și rezolvăm. Și vino și cu cumnată ta, cu soră ta, pe cine mai găsești acasă, ca să fie sala asta plină. Vine. Ai înțeles? Da. Hai! Sănătate, Nea Ivane! Ai noroc! Nea Ivane! Vreau tovarășul primar să vii până la primărie. Pentru ce? Alfa Fetințare se cheamă. Vreau tovarășul de la județ să ne învețe carte. Cum dacă toată lumea știe să scrie, la oi și ne-a mai sta. Nea Ivane, dacă vii la primărie, a zis tovarășul primar că dă jumătate de kil de zahăr la fiecare. Lasă pruncii să margă la școală. Noi de acum suntem prebătrâni. Uite, vezi? Pentru domnul de la județ. Brânză bună. Asta ce e aici? Le-a adus oamenii. Așa e obiceiul la noi, să omenim oaspeții. Ne luați cu dumneavoastră când plecați. Eu înainte de o săptămână nu plec. Și am venit aici să facem carte. De mine mai aveți nevoie? Nu, 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 aici nu. Dar mâine dimineață toți cei care au adus cadouri în loc să vină la școală, să vină aici cu miliția, dacă nu se poate altfel. Cu miliția! Am înțeles, să trăiți, am înțeles. Dragi tovarăși, partidul nostru asigură învățământ gratuit tuturor cetățenilor patrie. Lumea înconjurătoare, tovarăși, e plină de pericole, de care ne putem feri dacă știm carte. Un exemplu. Avem aici o cutie cu chibrituri. E, ce scrie pe ea? Minimum pașop de bețe. Da, da, și asta. Dar ce scrie aici? Știe careva? Știi, Matale? Să vă spun eu. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Știți câte incendii sunt provocate de chibriturile lăsate la îndemâna copiilor? Da. Multe.
Nu e păcat să fie sacrificați ei din neștiința părinților? Eh, noi acum o să învățăm literele alfabetului și cum să ne ferim de pericole. Și ne-a spus tovarăș învățător că benzina e periculoasă? Că dacă ia foc stâna asta, nu stingem cu apă, că mai rău arde. De zis o zis el, dar noi nu avem apă aici. Tatăle, conserva asta nu-i bună. Dar ce are, mă, puiuț? Păi a fost bună până anul trecut. N-are, mă, nimica, mă. Haideți, mă, tovarăși, mă, mai cu putere, mă, mai cu viață, mă, parcă n-ați mâncat astăzi. Uite, ne-o iau copiii înainte. Bine, bine, bine. Temă pentru acasă. Da. Până mâine, fiecare să aibă scris în caiet 3 propoziții, da? Dintr-un ziar, dintr-o carte, mă rog, din ce aveți scris acasă. S-a înțeles, da? Da. Măi, Todorus, da. Pe bunicul nu l-ai luat? Păi a zis cum în joile. Tovarăși, topală. Nu atingeți stâlpii, nici firele căzute la pământ. Tataie, dacă atingi stâlpul, mori? Ei, mori. Tovarășul învățător ne-a spus că să nu punem mâna pe omul care se curentează, că ne curentăm și noi. Tovarășul nu e învățător. Dar ce e? Activist. Ce e activist? Mă, Todoruț, tu ești premnicuț. Când îi fi mare, e vige. Păi, vige, tu. Ziua bună, ne, Ioane. A, nu rog, dar și mă, iar e sărbătoare. Da, Ioane, pare rău să spun, dar mâine trebuie să vii la școală. Așa că fă-mă tale bine și vină de bună voie. Paștele și bisăi. Du-te, mă! Moise! Da. Gavrilă! Furgheală! A Casandrei! A Casandrei! Nu este. Nu, nu e. Poate bine. Nu vrea el să vină, mergem noi la el. Tovarăș Topală! Opreți. Până dai o fugă la stână, verifici tema. Am înțeles, tovarășul. Întâlnirea cu tovarășul Georgian Curelea a fost o binecuvântare pentru comuna noastră. Ne-a deschis ochii asupra pericolilor ce ne pândesc și ne-a învățat ce înseamnă a fi un cetățean adevărat al patriei noastre. Chiar dacă ne părăsește prea curând, noi totuși vom continua lupta împotriva lipsei de învățătură cu toate puterile noastre. Dragi tovarăși, vă mulțumesc pentru ospitalitatea de care ați dat dovadă. Și sunt convins că ați prins drag de carte. Da. De aceea cred că o să continuați cu învățătura alături de tovarășa învățătoare Adriana. Sigur. Uite, tovarășul primar o să vă mâneze fiecăruia diplomele. Și eu vă urez toate cele bune! Vă rog, Dumitru!
Hai, hai, fața alergător. Bună dimineața, salut. Salut. Ce faci, Mircea? Tai că tu e acasă? E dus la butelii să lase rând. A, da, 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 mi-a cerut-o și mie. Vezi că dacă te prind fără fest, o pățești. Da. Ți-a pus maica ta semnul și la alea? Da. Cu ce? Cu salam de Sibiu. Aha. Uite-mă. Ce aveți prima oară? Istorie. A, cu tovarășa Vasile. Da. Ia să-ți fac. Dar lucrările alea nu vine mai aduce? La istorie? Da. Păi, nu, nu, încă nu. Hai, marci la școală. Atenție la trecere. Da. Fuuu, iar Carpați. Ce să fac, tovarășe, putin? Băi, frate, băi. Neața, neața. 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 Am și eu două azi. Da, domnul, stai să vii. Lălalt, capac, cu e? Al vecinul meu, Alexe, de la 1. Milițianul? Capitan sau ce-o fi? Nu, plutonier, plutonier. Păi de ce n-a venit și el? E greu să se scoale. Eh, ne mai ajutăm și noi între noi vecini. Dacă ne dă lucrare, îmi zici? Zi-mă, îmi zici? Hai, te rog frumos, că am o pată deja. Băi, nu fi. Da, mă, zic. Vii sâmbătă la ziua lui Georgiana? Nu m-a chemat. Pe mine, da? Păi dacă îi dai să vii în fiecare zi? Ce prost ești, îi place de mine. Da, îi place de tine. Tovarășa Vasilescu n-a reușit să vină, așa că o să facem ora de fizică, da? Da, da. Cântăm prima dată. Georgiana. 2, 3 și... Trei culori cunosc pe lume, amintindu-mi frat folor, ce vitreaz cum vrei renume, în luptă triumfător. Azi avem 6 absenți. Cine? Busuioc. Ce are? E mama lui bolnavă. Altcineva? Marin. Vrei? Marisa. Dar Marin ce are? E răcit. Altcineva? Tomescu. Loredana, bagă banana în gheza. Nu te gândești că poate le faci poftă celorlalți copii? Ia scoateți voi foaiele hârtie. Punctul 1, tările de agregare. Scrie toată lumea? Și punctul 2, starea gazoasă. Am zis, da? Păi nu fi, am patul deja. Salam de Sibiu, da? Iartă-mă, greșit, nu mai fac. Relația dintre presiune și temperatură. Ți-adu mâine, șoric. Vrei? Șoric, din porc adevărat. Ce mincinos ești. Ba nu, ba nu. Îi aduce azi de la țară lucrurile în avane. Alexa, întoarce-te la banca ta. Punctul 4. Factorii ce influențează temperatura. Șoric. Și cărnați. Și urechea porcului. Terminați acolo în spate. Bună ziua! Alo!
Credeți? Și sabele. Băgați ceva porc până de Crăciun? Na. Dar trebuie și mine, că mai bag ceva buturile. Dar la ceva? Dar vă zicem, rot de Crăciun, pentru ăștia mici. Bravo, bravo. Captură, tată. Ce faceți, mă? Merge. Hai, noroc. Sam. Unde-i tatu? Acum, acum. Ce faci? Bine. Vrei să te faci, doctoriță? Da. Ce faci, maică-ta? Bine. Salut. Naione, hai repede să descărcăm, că mă apucă noaptea pe drum și mâine e circură fără soț. Hai să vedem, hai. Ce? Închide! Ce? Închide! Pe ce asta, mă? Păi ce să fie? Porc! Bine, mă, dai viu, mă. Mi se vadă doctorul că e proaspăt. Și eu ce fac cu el viu aici, mă? Îl tai! Unde, mă, în fața blocului aceea? Vrei să mă omoare ăștia înainte de Crăciun? Hai să rămân. Auzi? Cum n-a tot adus porcul viu? Am, ce să mă... Lasă-mă! E gras! Păi jumătate pentru voi și jumătate pentru... Domn doctor, care o pregătește pe Viviana. Lasă că e gras. Cum îl naiba, îl tăiem noi acum. Măi, Fane, de ce l-ai adus viu, măi? Asta l-am întrebat și eu. Ci că să-l vadă doctorul proaspăt. Ia pleacă-mă în casă. Trebuie să-ți faci temele, bars? Hai! Ia-ți pe Mircea cu tine. Mircea, hai, vale de aici. Hai acum, hai acum să-l ducem sus și om de Deanu. Hai, hai să-l ducem. Vrei să-mi iei ceva pe speră, hai. Hai, ia-l matat în față. Ia-l în față. Nu e mușcă, dar ce e câine? Dar nu știu, de spaimă. E plâns, domne, e plâns. Vrei să-l dezlegăm? Nu, nu, atât pătrăm. Hai zi, să-l dezlegăm. Lasă-l că-l pune pe pătrăm. Vezi? Ține ușa. Hai! Vă stică hai, pune aici. Pune. Așa. Strigă-l și poate. Strigă-l și poate, auzi? Postică-l. Postică-l. Ai nenorocit. Stai, 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 stai. Hai, una, două, stai. S-a trezit tot cartierul. Ăștia mă leagă. Aoleo, Fane, ce m-ai făcut? Ăsta grohe numai dacă te uiți la el. Dar minte să-l tai. Dar dacă am dat televizorul mai tare, oare se aude? Se aude, cum să nu se audă? De tăiat nu merge. Guiță de 30 tot blocul. Dar dacă l-am strangulat? Nemene. Hai. Ce ar fi să-l împuști? Trebuie să-ți faci temele. Mi-am făcut. Mai fă-l o dată! Dănuț! Băi, Dănuț! Ce faci? Uite cu porcul. E viu. Nu știu dacă mai îl tai până mâine.
mă interesează dacă îl tai. Ai zis că mâine aduci șoric, aduci. Păi dacă nu tai până mâine? Treaba ta, mie mâine trebuie, nu după aia. Cum e? Ce e? Dau drumul. Neafale nu mai e? A plecat. Am și o idee. Numai tu nu mi-ai venit cu idei. Treci în camera cealaltă să nu te mai văd pe aici. Dă lasă-l, domne, să zică. Zidănuț. Dacă l-am găzat. Treci în camera ta și-ți fă lecțiile. Auzi tu la el. Doamne ferește, vrei să dăm foc la casă? Băi, nu umbla cu focul, dăm drumul la gaz, îl băgăm în bucătărie, după aia deschidem ferestrele și butanul iese. Că e mai ușor ca aerul. Ne-a zis azi la școală. Termină, domnule, cu prostiile. Doamne ferește. Ce iute, ce învață pe ei la școală? Hai, pleacă de aici, pleacă de aici. Auzi? Bine, mergi cer-o pe aia plină de la Grigore. La ora asta? O să mă întrebi la ce-mi trebuie. Bici, mi zici. Ce? Că vreau să gazez porcul? Asta. Tu gândești ce spui? Nu că-l gazez, că-l pârlești. Și nu-ți trebuia să-i dăm și lui? Păi, atunci zic că ne trebuie la cozonac. Cu două săptămâni înainte de Crăciun. Hai, mă. Mircea! 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 Ce? Aveți niște purfix prin casă? Ce e ăla? Purfix, mă! Dă-l, dă-le pe geamurile etanșe. La ce trebuie? Îmi trebuie mie. Stai să văd. Ce-i costă? Îmi trebuie. Pentru ce? Pentru la școală. Hai, spalte pe mâini și treci la masă, da? Da. Ion. Lăsa, nu sunt la intrați. Ia cremă că te-am înțeles la ora asta. Nu ai nevoie de butelie. Ai luat-o, nu? Da, 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 da. Să rămână? A zis că nu e gravă, că o aducem. Mi-am zis eu, da. Au avut aia mici. Azi, o lecție cu butam și vreau să-i arăt un pic la al meu, că numai cu cinci vine acasă. Mare noroc ați avut cu Mirciulică. Noapte grijă, că unele mai scapă. Da, da. Noapte bună. Noapte bună. Porcii, hai. Păi toți care am văzut până acum erau ok. Păi erau pârliți deja, s-a liniștit, gata. Dar chiar, Ioane, noi cum îl pârlim? E, pârlitul acum problema. Să-l vedem întins pe masă mai întâi. Mie-mi-e frică. Dacă stingem lumina și nimeni nu umblă cu foc, până nu zic eu, nu se întâmplă nimic. Las, e bine. Te rog eu, scoate siguranța. Hai. Hai. Vede-mă la o parte, măi. Treci-mă de aici, măi. Cam e milă de el. E, na,
Dar și când o mâncă răcituri? Răcituri facem din pasăre. Asta îl păstrăm pentru sarmale și cârnați. Tobă, nu facem? Facem și tobă. Opa! Cred că astea sunt prizele care le-ai scos. Aha. Știi ce? Ia lasă și prizele scoase, mai sigur. Să te zgheați congelatorul, vreți? E, na, cât o să fie, dar să fim noi siguri. Sau ideea asta, nu știu, mie mi-e frică. Mi-e frică de mai. Ești! Ah. Liniște! Gata, domnule, ți le-am lăsat scoase pe toate. N-are de ce să-ți fie teamă. N-are, n-are, dar acum cum vei să dai drumul la gaz? Nu trebuia dat drumul înainte? Era mai periculos. Stai, mă! Dă-mi! Cristania, mă, cât de porc! M-a atacat! Ioane, ce-ai spart? Da. Mă, nu te auzi pe tine, mă? Ce-ai spart, ce-ai spart? Cristania, mă, ții de... A spart sifonul, cred că a transpart. Dar nu ai bine sifonul, lasă că doamnă noi altul. Nu știu, m-am tăiat la piciorul și... Cu ce să zicem? Aoleu! Hai să aprindem un pic lumina. Nu aprindem nimic. După ce ne-am chinuit atâta. Dar tu ce hai la cată să te speri puțin. Dănuță, ești la balcon și nu vii până nu zic eu, da? Hai! Poți să scurar eu? Nu, nimica. Dai cu baterii. Și ce dacă? Vrei să sărim naibii în aer? N-asculti nimica, niciun radio. Stai naibii cu minte acolo și aștepți. Haide mă, odată, că parcă le zice, nu știu ce. Aoleu, Ioane, nu mă speria. Hai, nu nimic, de la efort, nu știu. Măi, tu medicamentele ți-ai luat? Era prea de vreme. Hai că mă întind aici. Nu, nu aici, nu aici. Hai să stai pe marginea căzii. Bine. Hai că pătesc canapeaua, hai. Da, hai, lasă-mă. De ce? Sărim în aer. Sărim în aer? Da, butelia noastră scapă gaz. Stai, mă, din grea. Aici suntem afară. N-am ce vă zic. Băi, ești tâmpit. Tâmpit ești tu și nu-ți mai dau nimic ca mâine. Danuț? Da? Cine ți-ai să intri? Păi mi-e frig. Nu te mai mișca. Aprinde lumina? Nu! Nu! Întâi trebuie aerisit. Atenție, intru. Mă mișcă? Taci-mă din gură. Dar ce-am făcut? N-am văzut. Dar nu mai glocăie. Poate era mai bine să mai fi ținut. Ce să mai ținem, domnule? E târziu rău. Până îl pârlim, până îl tranșăm, eu l-aș lăsa să mai ia mașina. Noroc cu puterea de la Grigore. Da, s-a dus. Ce? Puteria. Lasă, că-l rugăm să nu împrumute pe lui. Că ei tot nu prea fac de Crăciun. A, să nu intre la idei. Noi intră, domnule. Lasă, că-i dăm și lui ceva și... Nu dăm, domnule, nimic. După ce ne-am chinuit atâta, Gata. Hai. Plecați pe balcon, că a plinut bine. Hai. Nu trebuia mai bine să lăsăm așa până mâine dimineață? Și vedeam atunci. Ei, asta e cum. Și dacă nu-i mort? Și se apuca cu stăguițe tot blocul. Aoleu, mi-e teamă să nu... Sunt militar, ce naiba? Decât adă o pătură în caz de incendiu mă acoperi, da? Aia din păr de cămilă e bună? Care din păr de cămilă? Aia galbenă. E bună. Decât nu mă stingeți cu apă. Mă acoperiți cu pătura și chemați salvarea, da? Hai mă, nu mai vorbi așa, că și așa mi-e frică. Să strici că neșiți! S-a întâmplat ceva? Nu, s-a trântit ușa de la vânt. Mai miroase? Nu. Nu mai miroase. Atenție, pun siguranța. Doamne ajută! Ia vezi, mai mișcă? Yes. Parcă arată mort. Uite, vezi cu asta. E de spaima cu asta de aici. Yes. Hei, mort de bine. Gata, am reușit. Slavă Domnului! Acum începe greu. Uite ce plan are. Tu te șadă lampa de benzină. Nu, mi-e frică. Hai. Zău, mi-e frică. Mi-e frică, nu vreau asta. Mai frică, gata, gata. Le punești. Hai. Uite, aprinde-l tu, bine. Ah.
frică, 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 mai nebunit. Poftim. Bum. Ai mai cazi că iat. Ai văzut? Am văzut, hai. Da. Închide ușa, că ai și toată căldura. Ce fac, mă? Nu dormi? Nu. Plin porcul. Acum, noaptea? Păi ce te interesează pe tine? Dimineața, stați jos. Vreau să vă zic că... Ce-ai pățit de nimic? Nimic. Cum nimic, măi? I-a explodat un porc în față. Termină cu prostiile, cum să explodezi un porc în față? Era plin de gaz. Liniște! Stai jos. Ce e, Georgiana? Azi e ziua mea. La mulți ani, să fii sănătos. Hai să te pup. Asta cu ce-ți cu vanilie? Mulțumesc tare. Hai, aloc. Dă-te-o, nu te rog.